Secția pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Slatina este plină de copii cu viroze și enteroviroze. Cazurile de îmbolnăvire s-au înmulțit după intrarea în colectivitatea celor mici, iar într-un weekend chiar și 80 de copii ajung la urgențe. Au crescut foarte mult adresabilitatea către serviciul de pediatrie, în special în perioada weekendului, pentru că nu există medicii de familie, deci nu mai lucrează, crește foarte mult procentul pacienților care se adresează serviciului de internări pediatrie. Practic avem situații în care în weekend la camera de gardă se prezintă un număr de 60 până la 80 de copii pe gardă. Un volum foarte mare de muncă pentru medicul de gardă, care trebuie să vadă și urgențele, care poate să aibă o urgență și pe secția de pediatrie. Un virus puternic este și în cazul enterovirozelor. Medicii avertizează că boala se transmite rapid de la un copil la altul și chiar la părinți. Înregistrăm un procent foarte mare de enteroviroze, viroze care se manifestă cu simptomatologie abdominală, cu vărsături, cu diaree, cu febră, cu scaune diareice. Sunt de multe ori, au fost situații în care dintr-o familie au venit, să zic, și chiar și la părinți, foarte contagioase, adică și părinții pot să contacteze de la copil această viroză intestinală. Deși este foarte periculoasă și duce la deshidratare, enteroviroza se tratează în câteva zile. Copilul bolnav trebuie izolat până la vindecare. Recuperarea se face destul de repede, în 48 de ore, 72 de ore, dar ideea este că trebuie copilul să stea acasă, izolat, cu regim strict alimentar, cu scoaterea din colectivitate, practic. Copiii care dau semne de îmbolnăvire trebuie duși de urgență la medic, nu tratați acasă, avertizează specialiștii.